Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică a anunțat astăzi un nou deces din cauza gripei. Potrivit autorităților, este vorba despre o femeie în vârstă de 78 de ani din județul Bacău. Femeia avea condiții medicale preexistente și nu era vaccinată antigripal. Ea a fost confirmată cu virus gripal tip B. De la debutul sezonului de gripă, 73 de români au decedat până acum.